Vița de vie e o plantă minune. Poate da naștere unor vinuri ieftine sau unor șampanii de sute de mii de euro. În anul 1916, țarul Nicolae al II-lea al Rusiei a comandat câteva mii de sticle de licori bahice franțuzești. Un submarin german a scufundat însă vaporul care le transporta. Epava a fost descoperită abia în anul 1998 și pe fundul navei s-au găsit 2000 de sticle de șampanie. Cea mai scumpă dintre ele s-a vândut cu 270.000 de euro. Eu n-am o șampanie așa de scumpă cu mine, însă am o mașină de 270.000 de euro. Bentley Continental GT. Pentru că e vopsit în culoarea asta white sand, o să-i spun Fram, ursul polar. Probabil cel mai luxos urs polar pe care o să-l vedeți vreodată pe stradă. Mașina păstrează un design cu care Bentley s-a consacrat. Avem aceeași grilă impozantă, cromată, uriașă, pe care o recunoști pe stradă. Apoi avem blocurile optice duble care în interior au un desen ce ne amintește de paharele de whisky, că tot e o mașină britanică. Aici găsim faruri full LED cu funcție Matrix. Profilul lui Bentley Continental GT este dominat de aceste jante uriașe de 22 de inci forjate special în Japonia. În plus, ele sunt finisate manual de un japonez nebun obsedat de detalii. În spatele lor avem cele mai mari discuri din oțel instalate vreodată pe o mașină. 42 de centimetri, adică 16 inci. Cât jantele mașinii alea cu care se deplasează băiatul care vătunde iarba. Adică cât jantele unui Volkswagen Golf. Continental GT rămâne în continuare o mașină greoaie. Are 2,2 tone împărțite aproape egal. 55% aici, 45% aici. Ampatamentul este și el mai mare cu 10 cm. Designul spate începe de pe aici, unde avem umărul ăsta frumos creionat, care pe mine mă trimite cu gândul la o sticlă de șampanie și la gâtul ei. Dar nu asta e partea cea mai frumoasă a mașinii astea. Spatele este cea mai frumoasă parte a mașinii astea. Pentru că eu, Bogdan Mirică, declar cu mâna pe inimă că ăsta e cel mai frumos posterior al industriei auto în acest moment. Asta și pentru că sunt eu obsedat de simetrie și iubesc simetria asta dintre stopurile astea cu LED și evacuările astea ovale. Bentley Continental GT rămâne o mașină pentru 2 oameni, deși are 4 locuri. Asta înseamnă că portbagajul este destul de restrictiv, 358 de litri. Iarăși o comparație cu Volkswagen Golf, care are aceeași capacitate. În interior însă avem acest decupaj care permite introducerea unui sac cu crose de golf. După cum puteți vedea, n-avem crose de golf, însă avem un set de bagaje care pot fi comandate opțional și care costă 5.000 de euro. M-au mituit colegii ca să intru pe locurile din spate, să le arăt cât spațiu e aici. Dacă nu-mi strivește scaunul ăsta picioarele, rămân cu ceva spațiu. La nivelul capului o să mă mângâie plafonul ăsta din piele, pentru că nu e foarte mult loc, însă am comandă pentru geamurile mele. De asemenea, avem o consolă centrală cu spațiu pentru pahare și USB, iar aici, în spatele acestui panou care e detașabil, avem spații de depozitare în care intră o sticlă de șampanie. La interior ești ca într-un hotel de 5 stele în care ești atent să vezi dacă au aliniat aia perfect faianța în baie. Și au aliniat-o, pentru că cineva a fost atât de nebun încât linia asta cromată se continuă perfect aici pe planșa de bord, dar și în gurile de ventilație și pe portiere. De asemenea, avem niște butoane metalice, greoaie, care activează gurile de ventilație și care mă trimit cu gândul la ferestrele unui castel vechi de sute de ani.
Ceasurile astea pot fi schimbate cu ecranul central al sistemului multimedia, care îmi aduce aminte de televizoarele alea color uriașe care se ascundeau în dulapuri. În interiorul lui Bentley Continental GT avem multe detalii spectaculoase. Spre exemplu, a fost folosită pielea a 9 tauri crescuți în Bavaria pentru a îmbrăca scaunele astea și au fost folosite cusături care, puse cap la cap, însumează 2,8 km. Experții Bentley călătoresc în toate colțurile lumii pentru a găsi lemnul perfect care ajunge pe planșa de bord. Odată cu noua generație a fost introdus și lemnul de koa, provenit din Hawaii și folosit pentru fabricarea plăcilor de surf și a chitarelor. Ceasul ăsta dintre cele două guri de ventilație, deși are logo-ul Bentley, are un mecanism elvețian, bineînțeles. Bentley Continental GT este echipat cu vârful tehnologiei grupului Volkswagen, așa că în spatele acestor butoane de Volkswagen avem un ecran generos de 12 inci. Și în centrul planșei de bord avem un ecran de 12 inci, similar cu ceea ce găsim pe Porsche Panamera și Porsche Cayenne. Meniul este puțin diferit, vine cu o conexiune Apple CarPlay, dar nu și cu Android Auto, de ce oare? În plus, mașina asta poate fi comandată cu un sistem audio Naim cu 18 difuzoare care dezvoltă 2500 de W, care se aude cam așa. E ca și cum ai avea un toboșar în interiorul tău și ăsta nu se oprește. Am salivat destul pe lângă mașina asta. A venit timpul să vedem cum se conduce. Mulțumesc brațului care mi-a adus centura. Pornim. Sub capota noului Bentley Continental GT avem un motor W12 de 6 litri cu 635 de cai putere și un cuplu de camion. 900 de Nm te lovesc în ceafă. Da, mașina asta seamănă cu o barcă atunci când o privești de afară, iar atunci când accelerează se lasă pe spate, ridică nasul și țâșnește la 100 de km pe oră în 3,7 secunde. Am zis eu că mașina asta e un fel de Fram ursul polar, dar și urșii pot alerga foarte repede acolo la ei în Antarctica. Cei 900 de Nm ai motorului W12 sunt gestionați de o cutie automată cu dublu ambreiaj și 8 rapoarte. Cutia asta te aduce în plaja de cuplu impresionantă, 1350-4500 de rotații, și te ține acolo ca să-ți dea resurse nemăsurate. Cu o asemenea uzină sub capotă te aștepta să auzi grohăituri, urlete, țipete. Ei bine, nu. Habitaclul ăsta atât de bine antifonat, cu evacuarea asta atât de bine calibrată, te fac să auzi cavaleria rusticană. E un zgomot plăcut, fin, nobil. Mașina asta e cât se poate de nobilă, galantă, până când apeși puternic pedala de accelerație și se transformă într-un adevărat golan. Când ești în modul sport, e ca și cum ai încerca să mergi foarte tare în sala de oaspeți a castelului Peleș. Chiar vreți să vă stric ziua? Chiar vreți să vă spun cât consumă mașina asta? Nu interesează pe nimeni, cu atât mai puțin pe clienții ei. 22 de litri. Așa, într-un trafic relaxat. Când atingi viteze din astea astronomice, în spate
ai un eleron care se ridică electronic, bineînțeles, și ți asigură mai multă apăsare aerodinamică. Ah, era să uit. Astea au fost frânele alea. Uriașe. Dacă ai de cheltuit 270.000 de euro pe o mașină, te poți gândi la Mercedes Maybach clasa S Coupe. Dar e ca și cum te-ai mulțumi cu fata care a ieșit pe locul 2 la Miss Universe. Bentley Continental GT este Miss Universe. Cred că ar mai fi și Rolls-Royce Wraith. Da, altă dată.